La 10 zile după înălțarea lui Hristos, respectiv la 50 de zile de la învierea sa, în toate bisericile ortodoxe se prăznuiește cincizecimea sau pogorârea Sfântului Duh. Sărbătoarea reprezintă ziua de naștere a bisericii, deoarece în această zi, în urma cuvântării însuflețite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creștinism circa 3.000 de suflete, care au alcătuit cea din tâi comunitate creștină din Ierusalim, nucleul bisericii de mai târziu. Duminica Cincizecimii este numită în popor și Duminica Mare sau Rusaliile. Este sărbătoarea anuală a pogorârii Sfântului Duh peste Sfinții Apostoli sub forma limbilor de foc, eveniment cu care se încheie descoperirea față de lume și de creație a lui Dumnezeu. În popor se spune că Rusaliile își iau în fiecare an tributul, astfel că fiind zâne ale apelor, de ziua lor e bine să nu te scalzi, căci te paște în necul.